Pentru că a crescut în numărul cazurilor de COVID-19, iar în localitatea Bechet incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 6 la 1000 de locuitori, au intrat în vigoare noi restricții organizarea activităților în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, desfășurarea de festivaluri, activități recreative și sportive sunt interzise. De asemenea, sunt închise barurile, restaurantele, discotecile și cazinourile și nu pot fi organizate evenimente private. Din acest weekend, deplasarea pe timp de noapte va fi interzisă, iar magazinele se vor închide la ora 18. Alte patru localități din județul Dolj au depășit rata de infectare 2 la 1000 de locuitori. Bârca, Vârtop, Radovan și Rast. În Craiova, incidența este de 0,77.